Bine am regăsit la un nou episod de Marius Cell. Astăzi trebuie neapărat să-l vindecăm pe Petre. Dacă n-ați văzut episodul anterior, a fost intoxicat cel mai probabil de Verginica sau de un om pus de Verginica, de tipa aia Vivi. Nu știu care era treaba, dacă era chiar Verginica sau nu știu exact care este situația. Ideea e că acum are o chestie super nașpa și avem timp 24 de ore, bine acum mai puțin de 24 de ore, ca să-i găsim un antidot. Și avem un singur indiciu pe care l-am primit data trecută și vreau să vă întreb acum pe chat rapid dacă mai știți care este indiciu. Ia spuneți-mi acolo pe chat, aveți idee care mai este indiciu sau care este situația? Ia stați puțin că vreau să mai rezolv o chestie pe aici, că acum am realizat o chestie. Vreau să spuneți indiciul ăla de data trecută, dacă mai țineți minte. Ăla e pe telefon? Am indiciu pe telefon? Ia stai. Dacă am indiciu pe telefon e perfect. Așa, bam. Deci, indiciul este următorul. De treci codrii de aramă, de departe vezi arzând fost acasă a Verginicii și pe ea o auzi urlând. Vă dați seama că trebuie să mergem la casa aia unde a fost războiul și pe care i-am făcut-o praf și i-am distrus toată mafia, dar n-am reușit să o distrugem pe ea. Astăzi dăm moderator, da, foarte important. Astăzi dăm moderator și vreau să vă mai anunț încă o dată că am resetat recent numărul de ore, așa că e foarte important să vă uitați la toate live-urile care sunt pe YouTube, pentru că faceți rost de ore, ajungeți în top ore și așa faceți rost de moderator și alte grade. Ok? Nu se dă moderator? Ba da, se dă azi moderator. Astăzi la final de episod se dă moderator, ok? Îi dăm drumul la episod, nu uitați să dați acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal, pentru că urmează clipuri super șmechere și de GTA 5 și vloguri, am filmat o grămadă și le-am editat astăzi, suntem ce trebuie. Bă, dar problema mea e că eu nu habar n-am unde e Petre. Care de ăsta e? Care de ăsta e, mom? Că aveți gura voastră. Mă... Staff only, nu. Diagnostic? Da, e staff only. Și sper să nu fie ceva grav ce se întâmplă cu Petre, că nu vreau să am chef de o mormântare și nu cred că nici voi nu vreți să avem parte de o mormântare, nu-i așa? Că mă omoară maica mea. Că ce drept? Mamă, când o să afle Bibi, aoleo! De-aia, în fine, sunt ce aici? Aici, într office. I-ați făcut analize? I-ați făcut toate nebunile? Că... Da, din păcate... Din rezultate am constatat că el are o infecție în care se numește poliomielită. Cum? Poliomielită. Poliomielită, nu. Poliomielită. Păi cum adică domne nu știi? Păi nu știu cum se pronunță, se pronunță greu domne că sunt răgrit. Poliomielită și mai poartă numele de paralizie infantilă. Cum? Și este o infecție acută virală a sistemului nervos care de obicei debutează cu simptome generale cum sunt febră, cefalee, greață, oboseală și durere musculară. Mă... Dar nu există leac sau ceva? Nu puteți să-i faceți să își revină? Între 5 și 10% dintre persoanele infectate prezintă doar simptomele generale de scrise mai sus. Care sunt alea, domne, că nu știu. Păi... Am spus, domne. Băi, domne, problema e următoarea, că... Da. Există leac, puteți să-l vindecați, dar sau nu? Care e situația cu el? Nu, o singură soluție este doar un antidot, poate să mai salva. Un antidot? Păi și antidotul unde? Doar un antidot. Nu puteți face rost de antidot? Nu. Păi și ce... De ce... Unde trebuie să-l duc ca să-l vindec? Cât timp mai are? Domne? Alo? Petre, mai ești ok? Cum ești? Cum te simți? Cum te simți, Petre? De ce nu mi-ai zis când că-i trezece? Petre? Cum te simți? Cum ești? Da, nu prea ești bine. Am înțeles. Vorbești cu mine, domne, sau vrei să-ți dau capace până... Vorbești cu mine! Mamă, nu pot să-i dau, că suntem în safe zone. Că îi dădeam.
Bă, doamne, mă, e la mișto! Vorbesc cu tine! Oh, că e incapabil, mă. Un medic capabil pe aici? Un medic? Păi ce naiba, mă? Diploma de medic de la Vericu, bă, bune. Nu știu cum a ajuns ăsta cu jara licența de medic sau ce. Doamnă, doamnă! Bună? Maricel? Nu-mi spune că tu ești Daria. Da, ce faci aici? Ce s-a întâmplat? Tu lucrezi la spital? Hai, vino mai repede, vino mai repede. Nu pot să cred. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Tu lucrezi la spital? Ce? Da. Sunt asistentă. A, ești asistentă. Hai, vino încoace, că domnul medic e cam bătut în cap. Vino încoace. Dom'le, ce pana? Ui, intră puțin acolo, intră puțin. Încearcă să vorbești cu domnul medic. Domnul medic. Petre? A, da. Bibi. Bibi. Nu, nu Bibi, nu Bibi. Nu e Bibi. Ce deci, ce pățit? Am fost intoxicat. Intoxicat. I-a dat cineva să bea ceva care nu trebuia să bea și are poliomelită. Știi ce e? N-ai învățat care e treaba? Tu ce știi să faci? Știu că este o boală foarte rară. Mă rog, nu e o boală, e ca un fel de, nu știu cum să-ți explic, e prost explicat. E un antidot rar și... Mai cu antidot, dar alte soluții nu aveți? Alte chestii nu știi legat de asta? Suntem bine, mă. Suntem bine, băi, să-mi bag piciorul. Bă, ce te-am găsit? De ieri? Ah, ce tare. Da. Și asta ce face? Am țepenit și el, ce a făcut? Nu știu. Colegul, ești bine? Nu prea pare bine. Dar cum de-a ajuns Petre așa? Petre, am fost... Unde ați fost? Unde ați fost? Fii sincer. Maricel, fii sincer. Bibi. Nu Bibi. Wow, Bibi. Fii sincer. Ce? Unde ați fost? Te rog, spune-mi. Am fost în club și a dat cineva să bea... În club? Da. În club. Am auzit că v-aș certa și toate nebunile și am vrut să-l fac să se simtă bine și am mers în club să ne distrăm. Doar ne-am certat, nu ne-am și despărțit. Eu nu știu, a zis că a fost foarte urât. Dacă s-a dus la altele astea, s-ar pune înșelat. Nu s-a dus la nimeni. Am mers în club împreună. Nu, nu s-a dus la nimeni. Am încredere în tine. Am încredere în tine. Situația următoare. Hai, vină cu mine că ăsta e capabil de nimic. Ai oameni, ai oameni medici pe aici capabili care să aibă grijă puțin de el? Că ăsta nu prea îmi dă încredere. Da, cheamă-și tu, e capabil, dar are emoții pentru că e... N-am mai... Nu știu, cheamă orice om din spital dacă bine, mai bine, sunt bine, aici. Bine, 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 ăsta e paralizat, mai paralizat ca Petre, ești nebun? Petre, ia ușor, ia ușor, ia ușor cu Petre. Ia ușor. Petre. Da, tu. Bibi. Bibi, Petre. Țuți. Țuți. Love pe Bibi. Vreau pe Bibi. Love. Petre plus Bibi. Ia să înțelegi că l-am înșelat, dar nu că moare omul. Pă bune, pă bune, ia să te gândești la înșelat. Nu că moare omul care boala aia sau mai știu ce. Bă, hai de cap. Bă, Petre, liniștește-te, nu-ți mai chinui puterile. Stai liniștit că te rezolv. Mamă, cum stai, ești nebun. Domnul. Bună ziua. Bună ziua, vă rog eu mult. Spuneți-i că sunteți mai bine. Ce naiba? Eric, Andrei, eu făcut ticket aici. Ce? Nu, s-a făcut nimic. Ce la? Așa, ok, lasă așa. Domnul medic, ia spuneți. Vă rog eu mult. Puteți avea grijă de fratele meu puțin? Petre. Are o boală poliomelită și ideea că trebuie să doar să aveți grijă de el, să-l supravegheați pentru că domnul ăsta medic e incapabil, nu știu ce s-a întâmplat. Am înțeles, înțepenit. O să stau eu să-l... Cred că e transmisibil, okay. Aveți grijă, nu știu. Știți ceva de boala asta, poliomelită sau ceva? Nu. Nu știți, aoleu, ai de capul și de zilele mele.
Bine, hai că vă las, domne, vă rog mult. Ara, aveți grijă de el că mă întorc, ok? Încerc să vin cu antidotul ceva. Mai de capul meu. Eu vin cu tine? Vii cu mine? Păi, nu știu. Trebuie să mă duc să fac rost de un antidot, că nimeni nu poate să-l facă pe ăsta bine. Știi, cumva m-aș putea face rost de antidotul ăla prin alte metode, nu știu. Cred că știu pe cineva, dar nu sunt sigură. Păi știi sau nu știi? Nu sunt sigură. Nu știu, dar știu că face antidot, dar nu știu dacă îl face fix pe acesta, că e cam complicat și e foarte rar. Și cum poți să afli și tu? Da... Păi, o să... O să dai în telefon. Îl sun? E clar, până mă găsesc, când îl sun tu, până de mișcăm noi, mai bine mă duc la ce indiciu am primit eu. Am primit, mă duc să... Dar știi cu cine a băut sau cine i-a dat să bea? I-a dat o persoană din club. Nu știu exact cine. Nu, n-am de unde să știu, că nu eram, nu-l supraveghez atât de atent. În fine. What the f... Nu știu, cu... Am înțeles că e un mort, păi. Mă rog să eliberați zona. Haide, vină cu mine. Eu am venit cu o ofertă, suntem de la avisul la cheie. Suntem cu autocar afară. Suntem cu autocar afară, am venit să facem o ofertă, să vă renovăm. Vă rog, să vă... Ce vreți, domne, cu visul la cheie? Ce vreți? Am venit, vezi, să vezi că e autocar afară. Dacă nu mă crezi, crezi că eu sunt un fals. Nu mă băgați în seama, eu caut morți pe aici. Ok. Om a venit să caute morți la spital. Aolo. O luăm cu noi sau? Ia ziceți, o luăm cu noi ca să ne ajute, că nu putem să mergem singur. Marius, vrei să vin cu tine? Stai puțin să mă gândesc. Stai puțin să stau puțin să-mi recupere. O luăm cu noi, că am avea nevoie de oameni. Că mergem peste Verginica s-ar putea și avem nevoie de cât mai mulți oameni. O luăm cu noi, ia ziceți. A venit și Popa, a venit moartea să-l ia pe Petre. Nu! Nu a venit moartea! Nu! Fără moarte! O luăm? Bine, hai cu nu. Hai, vino cu mine. Stai două secunde să mă schimb. Du-te repede, hai repede, repede. Aria. Am mers să iau pe Bibi, am nevoie și de Bibi. Am plecat că numele Federico, plecat din oraș, la fel și Bezea, n-ai bai știi unde e. Vai de cap, uite-te mele. Adică s-a dus să-l caute și n-a mai dat un semn de viață. Cine... Trebuie să mergem să... Hai să sun pe Bibi să văd care e situația. Poate merg să iau și pe Bibi. Am nevoie de cât mai mult ajutor pentru că s-ar putea să... Știi să tragi cu armă? Cât de... Nu prea. Sau... Aș încerca. Aici... Hai de capul meu. Dacă zici că ai încerca, e clar. Aoleu... Sunt asistentă, nu sunt polițistă ca să știu să trag arma. Nu mă arată, nu e bine, nu e bine. Nu știu, guys, voi ce ziceți. O luăm pe Bibi? Așa. Hai că o luăm pe Bibi. Telefon. Hai să o sunăm. Vedem dacă e acasă. Cine stă cu copilul? Dacă e acasă, vedem. Hai că vedem acum. Sunăm pe Bibi, unde e Bibi? Vedem acum unde e Bibi. Hai că răspunde și Bibi de toți banii. E bine, Bibi. Alo! 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 Ești acasă? Da! E grav rău de tot ce s-a întâmplat. E Petre, e Petre, domne, e... Ai zis că te-am auzit. E Sebi cu tine? Da. Mă. Hai că vine acasă repede și bine, vorbim. Bine. Am să faci că nu pot să le iau pe Sebi cu mine, ești nebun? Nu le iau ce ai, ești nebun la cap. Deci noi trebuie să mergem la casa aia, la Fuente Blanca, aia de acolo. Și problema e că nu știu ce o să găsim acolo. Nu știu dacă o să o găsim pe ea. Nu știu dacă e o capcană. Habar n-am. Deci e foarte complicat ce se întâmplă, să știi. Știu. Poate îl pot întreba pe medicul care a venit să aibă grijă de el. Poate el știe să-mi dea mai multe informații. Am întrebat ce aia poliomelită și mi-a zis, am auzit în viața mea.
parcă sau ceva în genul ăsta. Hai că nu știe ce. Deci e clar cum medicii, nu știu cine avea. Sunt angajați part-time, nu știu, n-a rămas. Vin și eu în casă sau n-are rost? Vin, nu știu, hai. Bibi? Unde m-am pus? Mă. Bună. Bună, Bibi. Bibi, vino repede. Alo. Vino repede. Bună. Să vorbim. Trebuie să discutăm ceva important, foarte important. Ia, și n-avem timp. Mamă, cum îl ține pe Sebi. Vino lângă mine, hai. Mă, dar n-a cine să stea cu Sebi, mă. Trebuie să aleg ori pe Bibi, ori pe asta. Cred că să aleg pe o Bibi. Bibi? Da. Avem o situație nașpa. Petre a fost intoxicat. De ce? De o persoană. Am fost cu el în club. Să se simt. Ieri. Și să se... Am fost pentru că se simțea foarte rău că se certase cu Daria și nu știu ce, și am zis... Și ce mă interesează pe mine? Păi mai asculti, acolo cineva i-a dat o travă și a băut o travă. Sau ceva, și a făcut o poliomelită, ceva, și s-a dus. Nu s-a dus de tot. Dar ideea e că nu mai are mult până se duce de tot Petre. Și aparent s-ar putea să fie implicată și Virginica aia, dacă mai ții minte, nu știu dacă ții tu minte sau dacă știi. Ai, de cap. Și ideea e că... Îl las singur pe mama și de ce face? Moare copilul? Nu. Măi, pe bune zic, e grav rău de tot și singurul indiciu pe care l-am... Moare nebușul, m-am iurat pe unde. Nu permit să... Nu, că nu... Nu moare, că uite cum facem. Doar puțin. Mergem. Da, problema că ar n-are cine să stea cu... Da, ce facem? O lăsăm pe Daria cu ăsta micu și mergem noi doi? Nu știu. Zi. O lăsăm pe Daria cu ăsta micu și... Hai că-l culcăm și rămâne singur acasă. Ai zis, omul. Nu, uite cum facem. Vii cu mine tu, că tu știi, le ai mai bine cu armele decât Daria. Din câte normal, mai normal, vrei să vezi și asta? Nu... Ce scoate acum? Harba! Dicălaina! Ia-o pe Miruna! Hai, cu ia-o pe Miruna aici, mă, dacă află ce am făcut lui Petre... Ce e aia, mă? Pisar. Oh, ok, bun, bun, bun. Ține-l acolo, ok, bun. Deci vii cu mine? Normal. Bine. Ia-mi cu aceste îmbrățe. Stai puțin. Mam, ce e Daria? Da? Daria, trebuie să stai puțin. Trebuie să stai puțin aici cu Sebi, că trebuie să mă duc să rezolvăm situația aia cu Petre. Stau cu el. Da? Da. Bine, nu-i spune nimic. Aveți grijă să-mi spuneți și... Da, da, să-mi spuneți și mie dacă aflați ceva. Bibi, mă, sunt tu sau... Normal. Bine, hai Bibi, hai, hai repede. Pa, pupix. Ceau, ceau, ceau. Pa. Da. Ai, 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 ai. Să faci rost de armă. Hai repede, urcă. Eu ce fericită am făcut-o. Da, cum e? Așa, good vibes că nu se știe ce se întâmplă. Hai, vezi că moare și copilul ăsta. Nu, no, cum adică, băi, tu ai nebun la cap? Ce-s cu glumele astea? Vrei să te dau jos din mașină? Băi, așa glume? Dacă n-are grijă de ea. Mamă, cât de greu să ai grijă de un copil, plus că n-are 2 ani. Cât de greu să ai grijă de un copil, pe bune? Nu știu. Să găsim magazinul. Și acum unde mergem? Să luăm niște arme. Păi eu am. Eu nu am. Da. Să fac rost de aici. Mam. Așa. Guns direct, now open. Oleo, cum arată aici, man. What? Man. Ok. Ce tare ai. Ia să vedem. Bâtă, pumnal, topor. Ce să mai am? Să mai am și cuțit, bâtă. Am la mine. Și de aici iau asta. Mâine sus. Și asta. Sau care să iau? Mai folosesc pe asta, cred că. Ești bună? Mâine sus. Mâine sus. Am venit să-mi cumpăr. Hai că folosesc pistolul. Stai liber.
Dai spre copilul. Ați răspuns cumva de vocea mea? Nu, nu, doamne ferește, doamne ferește. Făcurăți de pistol, hai că ne mișcăm bine. Mama e de verginică, fă bune. Ai râs cumva de vocea lui? Ha? Ai râs cumva de vocea lui? Nu. No. N-am râs, mă bătea. Ești nebun, ia uite, are ce golf mai bun are. Golf. Crezi rău de tot. Ce golf e ăla, ai zis, știi? Nu știu. Un pic cam boții, dar nu știi, nu? Nu. E aici bine. Ia mă, care e, hai. Eu cred că e 6 ăla, dacă îmi greșesc. Abar n-am. Știam că e golf, dar... Măcar știi că e golf, e bine pentru femeie, e bine. Da, sunt deșteptă. Bă, râdem, glumim, dar... Petre, în momentul de față râdem, e pe... Da, Petre e pe perfuzii. Ia stai mă puțin să caut eu pe net. Ce e aia poliomelită? Ia. Yeah. Două secunde, guys. Poliomelită. Poliomelită. O boală infecțioasă produsă de virusul poliomelitic. Există două tipuri de virus. Boala este de o gravitate deosebită prin mortalitatea indusă, dar și prin handicapurile motore pe care le lasă pe viață. Ultimul caz de poliomelită a fost registrat în România în anul 1992. Ce să vezi că s-a mai întâmplat încă o dată. Virusul a fost importat din Bulgaria. Ai de viața mea. Nu e bine. Nu ce? E bine deloc, Bibi. Ce a făcut? Ce s-a întâmplat? Ce e? Nu mi-a trebuit să acolo. Deci, ce scrie? Deci zice că e de o boală de gravitate... Care? Deosebită. Ce mă? Pentru că induce mortalitate și ultimul caz a fost în 1992. Și acum... Doamne! Am dus pe pili. Doamne! Am dus. Rău, trăt. Deci, uite, spun și ție care e situația, că suntem decât noi doi acum. Așa. Abar n-am. Ce să conta? N-am mai... Mi-a dat, nu și mai răspundea nici Fredericul la telefon. Ideea e că am primit un singur indiciu de la asta, de la Virginica. Vrei să-l auzi? Ia. Spune așa, fii antenă. De treci codri de aramă, de departe vezi arzând fosta casă a verginicii și pe ea o auzi urlând. Păi și care e fosta casă? Nu știu care e treaba cu arzând sau cu așa, dar tot ce știu eu din asta e că fosta casă a verginicii, care știu unde este. Păi și unde e? Dar acolo ne-a ținut pe zoom-i sau ce? Cred că a ținut-o și pe zoom-i, nu știu dacă, habar n-am, nu mai știu. Gata, așa. Zi, mergem direct? Da. Suntem nebuni să mergem direct? Suntem doi oameni și nu bă, suntem doi oameni. Un bărbat și o femeie. Un bărbat și o femeie. Mergem peste posibil o mafie în casă. Hai să mergem să... Ce are? Da, ce are? Eu mor dacă e ceva. Cam ținta în ochi. Eu visez și noaptea ținta. Am aprit și eu luminile în spate. Trebuie să vezi că nu o să mărim. Trebuie să vezi că totul o să fie bine. Totul va fi bine. Bine, bine. Hai grijă. Mă, ce-i în spate, Marisel, mi-e frică! Ce? Bă, mă sperii. De ce mă sperii o mașină? Păi da, dar nu e prima oară că ne urmărește. Și tu ai dreptatea ta. Și adevărat chiar ne urmărește. Îi dau glunț. Stai puțin, că trebuie să nu... Să vedem dacă chiar ne urmărește, îi dau mai tare. Nu o să intrăm acum în ăsta. Doi. Știu dacă are legătură cu casa asta sau dacă eu într-un... Cum, asta intră aici, că... Ia, când ne urmărește. Ia, oprește aici. A lăsat ușor rău. Ia. Stai că lasă-i aici. Da. Mai rușel. Da. Uite, mergem așa fără mască? Hai, urcă. Vezi că l-am omorât pe ăla, să știi. Hai, urcă, urcă mai repede. Să știi, vezi că l-am omorât. Mai repede să faci rost de mască. Dar de ce nu mi-ai spus? Bine, bine, dar de ce nu mi-ai spus de mască? Păi acum mi-am dat seama că l-am omorât. Dă-i în spate, sau? Nu mai dă niciun spate, o dăm pe aici. Trebuie să trecem, nu trebuie să trecem vama? Aoleu. Trebuie să trecem vama?
Trebuie să trecem, nu? Da. Da, da. Super, genial. Eu nu trec nicio vamă cu armele la mine, știu. Păi, normal. Doamne, iartă-mă ăștia cu Logan, uite și tu cum a luat-o, ești nebun. L-am trezit eu. E la 616. Ok. Nu e departe, mă. Hai, hai, hai. Joc de glezne, joc de glezne, hai. Mască. Repede mască. Mamă, ce mască ne punem noi? Uite, o mască de asta. Ară bine așa? Hai. A? Stai. Să văd când. Zi. Gata. Mamă, păi cum vezi, mă? Nu pasă, cum vezi. Uite, pasă. Eu de ce mi-am pus? Mi-am pus masca de asta, miștoată. Primesc, mă, gata, asta așa. Și-mi pun cu... Hai, că e bine. Vai de capul meu. Da, nu, las pe asta. Hai. Îți place masca mea? Ia. Yeah. Da, mă, ești bine. Wow. Hai. Foarte miștoacă. Asta cu golful ne urmărește. Sunt foarte miștoacă. Ia și geantă. Hai să-mi iau și eu geantă. Hai să fie mai... Dracu de la geanta. Zici repede de unde la geanta. Genți. De la unde la geanta? Nu se ia pe aia cu polis. Deși nu-s de la poliție. E ok asta? Da. Hai. Putut. De la magazin. Hai să mergem acolo repede. Gata. Nu mă mai îmbrac niciun costum, mă îmbrac normal. Mă duc normal. Aoleu, aoleu. Mamă. Mă, ține-te bine, că e bine. Suntem bine. Da, că am duc cu șofer cu experiență. Bă, n-am eu experiență, ce ai? Normal. Da, niștită. Stai pe spate cu mine. Tot eu care am căsut în apă cu aia. Mă? What? Tot eu care am căsut în apă cu mașina aia. Mă știi? Mamă, pe bune. Nu mai zic nimic. Ți-am luat și o mașină imediat ajunsesem la... Lasă așa. Antonio, mersi mult de subscribe. Dar n-a fost din mea, a fost mașină bine aici. Da, mă, da. Ce server de 5M? Imperial România. Bă, tu unde te duci? Mă, noi chiar vrei să intrăm pe ușa principală? Tu ai nebunit? Mă, vrei să mă duc acum să vezi că intru eu singură fără tine? Pe ușa principală. Bă, tu realizezi că casa asta e populată de o mafie, probabil? Ce, mă? Hai, vine-mi coace. Vedem și noi care e situația. Hai. Eu cred că nu e nimeni. Da? Zic și eu. Da. Să mor. Dacă, cred că dacă mă iau după tine, vrei să mă iau după tine? Cred că murim. Cred că murim și eu, hai, vezi? Realizezi și tu. Să nu strigi Adidas și ei că sunt scumpi. Orice îi face nu omor prea rău. Să nu strigi Adidas și ei că sunt scumpi, ți-am zis. Da mă, șiii. Avem bani de alții. Au ușor când ne aud ăștia. Analizează care e situația. Bă, că nu-i adă. Momentan e gol. Opa, opa, opa. Bă, 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 bă! L-arunc, îl omor. Ăsta e gol nebunul ăla cu Loganul care era să intre în mine. Da, cred că l-omor. Băi, liniște. Pare să fie nimeni.
Ai văzut pe cineva? Stai mă jos, băi! Alo! Bă, te-am luat că ești profesionistă, ce naiba? Vino încoace! Hai, vino încoace! Oh, shit! Shit. Stai acolo, lasă-l mă jos. Arma jos de bun. Îi vezi, e vina ta. Gata, lasă-l mă jos. Lasă-l mă jos, Bibi, lasă-l mă jos. Stați puțin, n-am venit cu gândurile, n-am venit cu gândurile, ok? Nu știi cine sunteți, am venit aici pentru că era un indiciu, ok? Nu vrem nimic rău, ok? Nu vrem să facem nimic rău. Vrem să vorbim primul. Vrem să vorbim cu șeful vostru. Da. Care e șeful vostru? Șeful. Da. Nu vrem să facem nimic rău. N-am venit cu gândurile, n-am venit nimic. Vedeți că e în spate, spate. Da, băi, putuți. Ăla treia să se primească adminge direct, să mă rău. O să se primească. Șeful, vedeți că am găsit aici doi oameni. Acum veru. Haideți, după mine, vă rog. Deci v-am spus, nu am nicio intenție rea. Îl cunoașteți pe cineva pe nume Virginica? Bă, cine are din spate? Cine are din spate? Care? Spate, uite-te spate, fără miște, uite-te spate. Cine e ăsta? What the fuck? Ăsta nu-i cu noi, ăsta nu-i cu noi. Hai. Hai, moarte care încearcă să ne prindă. Nu, poate șefa. Stai aici, baby, stai aici, nu te grăbi, nu te grăbi. Deci v-am spus, nu vrem să facem nimic rău, nu avem intenții rele, vrem doar să discutăm cu șeful, să discut ceva important. O cunoașteți pe un anume Virginica sau ceva? Eu nu o cunosc, poate o cunoaște șeful. Mă, de ce m-a trimis, mă, nebuna aia aici? O nebun? Că e hermafrodită, nu știi nici dacă e băiat sau dacă e femeie. Preotul de la spital. Hai, vei, ușor, ușor. Nu vreau nimic rău. Pare de treabă, băieții. Ah. Vezi? Ia-o prin față, că nu-i nimeni, baby. Ia-o prin față. Hai. Oho, dar... Mam. De cine mi-ați adus voi aici? Da, trăiți... Cine sunteți? Mă numesc... Alex. Și... Ea este prietena mea, Alexandra. Am venit... N-am venit cu intențiile, n-am venit să vă facem rău. Nu știu cine sunteți dumneavoastră, vă spun că se poate de sincer. Dar am primit aici un mesaj. Vă dau și eu un indiciu de la o anume Virginica. Ați auzit de Virginica? Ce treabă ai tu cu Virginica? Deci, eu am avut o treabă în trecut cu ea. Problema este că mi-a... intoxicat fratele și în momentul de față mai puțin de 12 ore să-l fac să fie bine, după spusele ei. Suferă de o boală care e foarte nașpa. Mor foarte mulți oameni și de un anume leac și mi-a spus, uite, deci recitesc acum de pe telefon, de treci codrii de aramă, de departe vezi arzând, fost acasă a Virginicii, de pe ea o auzi și pe ea o auzi urlând, știi? Și asta e fosta ei casă. Da, știam că vei spune asta. Fii atent că a doua oară nu mai repet. Fiți atenți. Dacă ai nevoie de antidot în aproapele cerului, va trebui să mergi și scopul ți se va îndeplini. Așa că acum ai la dispoziție câteva secunde să pleci, dacă nu o să muriți. Bibi, hai, eu nu mă grăbesc. Gata, șefă, să nu trebuie să zici de două ori, stai liniștit. Hai, Bibi, mai repede, mai repede, mai repede. Păi și antidotul ești simțit? Păi ce ai zis, mă, acolo? Mai zis, Alex. Stai puțin, ai procesat ce ai zis? Alex. Alex. Păi Andreea, ai vreo ca ce? Că îi se vine pe nume. Mă, ce? Alo. Păi, Vere, pleacă de aici. Am omorât moartea, cred că. Hai, repede. Deci, Alex, ce ai să plecăm, că ne omoară? Deci, mai spun o dată. Stai puțin, că trebuie deci, să... Mai ține de ce... Că să plecăm, că ne omor. Nu, înainte, că nu mai repet încă o dată. Așa, a zis că nu mai repet încă o dată, să fim atenți. A zis ceva de vrei să... Nu, nu mai știu, să mă mai... Stai puțin, că trebuie să-mi reîmprospătez memoria, trebuie să-mi adun neuronii. Două secunde, că mi-adun neuronii.
Două secunde, că ai zis că nu, nu știu. Ce, să plecăm, că ne am puțin. Ce a zis, mă, Cavaș? Două secunde, că trebuie să mă uit, n-am ce să zic. Mamă, cum? Alex. Stai puțin, ai proces. Auzi și pe ea, auzi. Și tot în aproapele cerului va trebui să... Ia. Yeah. Repet. A, fiți atenți. Dar ai nevoie de antidot în aproapele cerului va trebui să mergi și scopul... De... Ok, dar ai nevoie de antidot în aproapele cerului va trebui să mergi? Și se va îndeplini. Antidot în aproapele cerului va trebui să mergi și scopul ți se va îndeplini. Hai repede la mașină. Hai repede la mașină. Gata, ai nevoie. Mai des să mai ascult încă o dată. Mașini noi. Păi și mașina noastră unde e, mă? Era pe aici. Asta e? Nu, nu e niciuna din astea, dar hai. Da, asta îmi place mie. Da, asta uite așa, bam. Hai, urcă. Ferrari. Să spui centura. Bă, ce piese mișto au ăștia la radio, ești nebun? Bă, ascultă piese mișto ăștia la radio, ești nebun? Bă, fiantă-n... Sunt. M-am gândit mai bine. A zis okay. Aproape cerului, de vreau să am antidotul aproapele cerului. Și... Voi găsi acolo succesul sau ceva? Asta puțin mă gândesc. ...le cerului va trebui să mergi și scopul... Ia. Yeah. A, fiți atenți. Dar ai nevoie de antidot în aproapele cerului va trebui... De... Ok, în aproape cerului... ...să mergi și scopul ți se va îndeplini. Și scopul ți se va îndeplini. Ok, în aproapele cerului. Spune că dacă vreau antidotul să merg în aproapele cerului. Adică? Pe munte, clar. E vorba de un munte. E vorba de munte, dar problema mea e care munte. Păi aproape cerului, să merg în aproapele cerului. Cum ar cumva să merg în aproapele cerului? Decât în cel mai înalt punct, nu? Trebuie să mergem să trecem vama. Trebuie să mergem să trecem vama, guys. Alex, wow. Mamă, gala, aia cred că era mașina noastră, Alex. Ai auzit, Alex? Ah. Aia cred că era mașina noastră. Da, da, da. Nu uitați, guys, că ne jucăm pe Imperia România. Vă aștept și pe voi dacă vreți să ne jucăm împreună. Dar nu vă integrați cum s-au integrat băieții ăștia. Puteți să vă integrați și în roleplay, exact. Ca oamenii ăștia pe care vedeți că au participat acum la roleplay. Sunt oameni de pe server, ok? Nu sunt oameni din staff. Sunt oameni care se joacă pe server. Mamă, sper să nu fie verificare ceva aici la vamă că am pus-o. Și că în unele zile nu e verificare. S-ar putea să nu fie nimeni. Sper. Și dacă e nașpa. Hai că nu pare să fie nimeni. S-ar putea să fie nimeni. Easy. Easy. Dă-i, tata, dă-i. E bine, boys. E bine. Unde mergem? Ce zici? Unde mergem acum? Acum? Nu, mâine, acum. Ți-am mai zis. Mergem pe... Am uitat. Munte. Să mergem pe Ciliad, care e cel mai înalt. Mergem pe aventură? Da, mergem în excursie la munte. La una neplanificat. Mergem pe Ciliad, guys? Dă-i blană pe Ciliad? Bun. Blană pe Ciliad. Da. De ce am impresia că așa acolo mai e un de-asta de ghicitor sau mai știu ce? Bă, dar eu sper că să nu fie o capcană. Că pe Ciliad... Bă, de ce m-ar ajuta? Adică gen... De ce mi l-ar otrăvi și după aceea m-ar ajuta? Adică nu înțeleg. Nu înțeleg care e treaba. Și ăsta a zis că știe de Virginica. Eu sunt foarte confuz. Acum ce naiba gândește Virginica asta? Op. O săptămână la salon pentru o noapte cu mine. Bă, momente ca astea în care Petre, nu știu dacă mai e viu sau nu momentul de față. Tu ai chef de astea? Ce-am zis?
Să fredonez manele, naiba știe ce fredonez tot. Nu era manele, era ceva după TikTok, am văzut eu azi pe TikTok. Melodia asta și mi-a intrat în cap, știi? Mă uitam cu Sebi pe TikTok. Mhm. Da. Știi ce i-am luat azi? Sebi, am uitat să zic. Ce? I-am luat Dita mai prăjitura. What? Cu ce ocazie? Ca așa mi-a venit mie. Știu că urmează era ziua lui. Urmează ziua lui, nu că nu mai... Urmează. Urmează ziua lui, dacă se zice ziua lui. Știu când e, dar urmează. Știi când e, da, urmează. Urmează ziua lui Sebi, by the way, guys. Cred că de la următorul episod va fi cu petrecerea lui Sebi, cel mai probabil. Că chiar e ziua lui Sebi, gen. E viața reală și așa și o să crească și o să se schimbe, cred că, și caracterul. Cel mai probabil. Hai de tata, dă-i. Mamă, frate. Și noi ne urcăm acum pe Cilia, bă, sigur ne-o capcană, baby. Baby, stai cu ochii în patru, mă auzi? Alo, femei! Aoleu, că mă trezi. Stai cu ochii în patru, că nu știu ce găsim aici. Că cad ochii în gură. Stai cu ochii în patru, mă auzi? Că nu știu ce găsim aici. Vieni. Eu sper să găsesc antidotul cumva, dar ceva îmi spune că nu e aici. Cine zice? Nu știu, mă, că cine naiba, ce treabă are să ce găsesc antidotul aici și mă așteaptă așa într-un pachet. Nu știu, mă, unde îl găsesc, la un om, habar n-am. Ce, mă? La un om, habar n-am. Stai puțin. Man. Bă, dar îmi place mult jeep-ul ăsta. Trebuia să am da, SUV-ul mai de mult. Hai să... Vrei să ne aruncăm de aici? Ce zici? Să ne aruncăm? Să ne aruncăm de aici. Bibi! De ce cobești? Nu mai... Mamă, bine că suntem în jeep, bă! Alex! Nu, nu! Alex! Oh, oh! Oh, aleu de viața mea! S-a rupt apa! Nu, 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 nu! Doamne, iartă-mă! Bravo, femeie! Bravo, femeie! Tot așa! Dar ce bine m-am putut! Hai de capul și de zilele mele, capul meu! Doamne! Mă doare cap! Doamne! Ți-am zis că o să murim! Ți-am zis că o să murim dacă ne urcăm pe munte! Ți-am zis! Hai de cap, mă doare capul! Aoleu! Păi și încă mai merge, Doamne, ești nebun! Doamne, eu ți-am zis! Ce înseamnă să ai jeep? Eu ți-am zis că dacă ne urcăm pe munte o să murim și că va mă murim! Mamă, Doamne, mă doare capul! Am lovit cu capul, să știi! În asta! Vai de capul meu! Doamne. Sănătate. Nu, nu sănătate. Nu? Dar ce ai făcut? Nu, am dus. Și noi ce facem acum? Vai de capul meu. Ce facem acum? Încercăm să mutăm mașina, sperăm să mai meargă, ce pot să zic. Hai, urcă. Ia, poți să tragi? Ia, să încercăm să tragem? Da, cred că merge și ea direct. Oh, 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 ușor, ușor. Ușor, ușor, las-o, 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 Bibi, las-o, las-o. Urcă. N-am putere. Sănătate. Da, tu am sănătate. Mamă, guys, uitați-vă și voi unde am ajuns în pana mea, bă bune. Uitați-vă și voi. De neaba să mă urc, frate, că n-am cum să mă urc pe acolo, ești nemun. Mai nu am bine că n-am murit. Doamne, Doamne. Mamă, dar mă doare gâtul că am țipat. Dar ce înseamnă să ai jeep?
Aici ce înseamnă să ai Jeep? Nu știu cum merge 4x4-ul ăsta, ești de bun. Bă, deci mașina asta e genială. Doamne. Oh. Gata. Te rog eu mult. Da. Să nu mai copești, ok? Bibi? Se poate să nu mai copești? Okay, Alex. Ok, Alex. Nu mai spune Alex, ok? Uite tu aici, aici când te cheamă, Alex, păi, Alexandra. Mai zic că mă cheamă, Alex. Deci vrei să spun și eu de Alexandra de acum? E numele de cod ăsta. Nu, nu. Alex și Alexandra, cel mai... Nu, cel mai șmecher cuplu aici astea. Ce... Deci cum naiba am reușit să facem mai... Te rog eu, nu mai copii. Stai, mă uit pe telefon. Cum am reușit, mă, să ajungem cum eram, pe bune? Chiar nu știu. Dă-i, tată, dă-i. Bă, dar merge mașina asta, e bine. Chiar merge, nu... Nu se joacă. Uuuu. Și ce găsim noi acolo sus, întrebarea mea e. Pă bune, ce am găsit noi acolo sus, oare? Wow, 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 ușor. Doamne. Ușor, ușor. Hai că nu, o să ajungem, o să ajungem să zărcăm. Da. Mamă. Ok. Băi, ușor, ușor, ușor. Stai aici, ușor. Acum, ai grijă, scoate arma, că nu știu ce găsim aici. Mascați mâinile sus. Uite acum cu ce m-am pricopsit. Goals. Cu femeia, soția la tras. În misiune. Nu-i nimic. N-are cum. Și unde e Bibi? A! Dați-vă la Bibi unde e. Păcați, Marisel, m-am. Asta e cel mai înalt punct, nu? Da. Păi și ne-am luat seapă? Bă, eu n-a... Bă, 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 ușor, ușor! Băi, ești nebun rău de tot. Bă, mă, că am frâne bune. Da, ai frâne bune. Bă, bă! Nu mai în spate, că mai e cu emoții. Băi! Băi, Bibi! Nu mai în spate, că mai e cu emoții. Uite, să tachii cine vei. Doamne. Și acum că nu, cum mă văd așa, că mi-e frică să merg pe aia. Câinele mănâncă sală. Petre se mărită, băieții se însoară. Corect. Oh. Băi, ce-at, țeacă? Da, mai ia cu rău când mă uit în jos. Bă, ușor. Păi piedică. Ai văzut pe cineva? Nu, era să cad. Mă, ce facem? Nu! Păi și ce, am găsit ceva? Uite, stai acolo.
chat, sună pe Virginica. Să o sun pe Virginica, mă? Mamă, mașină. Mamă, e pe bune. Pe bune, că acum că... Surcă-te repede, mașină, că nu... Telefon, că primarul. Stai în mașină, tu, stai în mașină. Mă, trebuie să fie ceva pe aici, sau ne-am înșelat? Mi-a stat pus aici. O sunam. Deci o sunam, guys? Ghișitoare. Hai să sunăm. Hai că răspunde de toți banii. Bine, așa am ieșit de bibi și tot am răspuns așa că... Combinații ce se întâmplă aici. Da, nu răspunde, frate, nu răspunde. Și nu uitați că la final de live dăm moderator la cei mai activi de pe live. Și cu ocazia asta, când o să dau moderator, după ce o să dau moderator, o să resetez din nou top ore și practic cine o să fie următorul de pe primul loc o să primească moderator la fel. Deci v-am spus, așa o să fac de fiecare dată când o să dau moderator, după aceea o să resetez top ore și ca să ajungeți în top ore trebuie doar să vă uitați pe live, atât. Și da, să vă uitați pe live, să comentați, nu, da. Să apareți acolo în top ore. Cum facem, mă? Ce facem? Uite asta! Uite mă aici! Te omor dacă nu vii. Oh! Marcel, uite. Oh! Tu ce faci? Păi tu, Doamne. Tu erai aici în tot timpul ăsta, mă? Ce? Da. Am venit aici pentru un antidot. Știi ceva de vreun antidot? De Virginica, ai auzit? Știu ceva despre un antidot. Ai antidot? Știi cine e Virginica? Nu la mea. Cum adică, mă, nu le vrei să te omor aici? N-am antidotul, antidotul este la un sat părăsit, undeva mai jos de aici. Unde? În partea aia. Într-un sat unde părăsit? M-a? În josul Ciliadului. Mi se pare deja că mă învârt în... În jur și nu e bine. Aici, în josul Ciliadului, la baza lui, este un sat părăsit. Sigur nu vă bate joc de mine? Păi hai mă să mergem să... Bă, du-ne acolo, mă, hai. Da, vreau să vă duc acolo. Du-ne acolo, bă, cine trebuie? Eu am tras. Du-ne acolo. Du-ne acolo, hai. Hai cu tine. Dacă nu e acolo antidot... Dacă nu e acolo ăla, te omor. Exact. Dite mai gros în cauză. Exact. Dacă nu ne duci acolo, vine după mine. Hai, mai repede. Bibi, mai ușor cu el. Că el nu-l cunoști. L-a sunat pe Virginica. Am sunat-o pe Virginica și nu răspundea. Uitați. Ăsta e cu cine... Mai are rost să-i schimb numele? Are rost. Că am trecut eu cine de ieri. Hai, Maricel. Nu răspunde, mă. Nu știu ce caut.
Haide, bagă-te. Mă bag acum. Hai să ne pui pe GPS. Scoate GPS-ul. Bă, sper că n-ai chef de glume cu mine. Ce cauți aici? Scoate GPS-ul, Alex, să bage ăsta. Cum te cheamă? Mă uitam la mare. Eu ne mă cheamă Gabriel Cămătaru. Gabriel Cămătaru. Și zi mă, unde e antidotul? La un sat părăsit, dacă puteți să scoateți GPS-ul, să vă arăt eu acolo pe GPS. Deci dacă nu e acolo, trebuie să te omor. Întinde-te acolo, pe navigație și bagă. Uitați acolo, am pus pe GPS-ul. Mă, dacă acolo e o capcană, ce-ți fac? Te omor și ce-ți fac? Te torturez până ți-ai fi dorit să-ți fi tras un glonț direct în cap. Mă auzi? Nu este, domnule, nicio capcană. Bine, mă. Mi se pare că deja își bate joc de mine, Virginica, sau dacă e totul pus la canibal, acolo e ușor să te ascunzi. Ușor să te ascunzi? Nu știu, mă, care e treaba. Dar deja mi s-a luat de ghicitori, sincer vă zic. Mi s-a luat de ghicitori. Mai ghicitori, bă, băiatule. Mă. Pop pop pop. Diridop pop pop. Yo, ăsta cine e? Ăsta cine e? Nu știu. Cine? Mamă, te omor dacă dă-te la el. Cine? Nu te da. Vezi că poate te băgăm înainte, are fraiere. Stai pe loc. Ce oameni, că de handicapat poate să fie. Moare singur. Hai, mare, să te bagă drag. Aoleu. N-am văzut așa ceva. Ce este, mă? Oricine ar fi fost, dacă am dus. Marisel, te omor. Uite capul meu. Dar ce să fac dacă drumul e așa? Mă, dar am coborât-o bine, lasă-mă. Am coborât-o bine rău, e nu? Cotro, mă. Pe aici. Wow. Ce crezi că găsim acolo? Ce credeți că o să găsim acolo? Vreau rapid 1500 like-uri. Mă opresc puțin. Vreau să vă și like-urile alea cum crezi că nu prea mai dați butonul de like. Deci dacă nu vă zic să dați butonul de like, păi nu dați. Deci aici e, mă? Nu aici e. O las pe drumul ăla, niște mai știu. Ce crezi că o să găsim acolo? O altă ghicitoare? Hai de capul meu. În spate, domnule. Sau și pe aici merge. Pe aici, prin față, dar aveți grijă. Nu uitați să vă abonați și voi dacă sunteți noi pe canal. Dați acolo pe butonul ăla de subscribe. Nu iau bine, mă? Nu iau bine. Câte like-uri sunt? Nu fără că crezi like-urile alea. Nu, pasă. Aici, la dreapta. Pune like-urile pe ecran, pe dacă le pun pe ecran vă motivez ca lumea, da? Data viitoare. Nu mai stau acum să pun like-urile pe ecran. Că dacă nu vă dau like-urile pe ecran, nu dați pe butonul de like. Înțeleg, mă, care-i treaba. Bă, deci sunt fără șuste aici, da? Fără, nimic. Ține arma pe el, Bibi. Ține arma pe el. Mă auzi? Da.
să vă duceți în vârf de tot de tot, ca acolo, pe aici, mă rog. Ține arma pe el. Ești din mașină, ține arma pe el, în continuare. Hai, hai, hai. Ține arma pe el, Bibi, ține arma pe el, Bibi. Eu mă duc să văd care-i treaba cu mașina asta. A? E unul aici. Stai pe loc, stai pe loc. Ușor. Bună ziua. Bună ziua. Vă așteptam. Mă așteptați? Da. Veni după antidot, nu? Da. Bun. Trebuie să aștept puțin pentru că antidotul este ascuns. Am primit mai multe telefoane de la diferiți oameni care s-au întâlnit cu tine și mi-au spus că o să veniți la un moment dat. Și pentru că sunt mulți care vor să pună mâna pe acest antidot pentru că este foarte rar și doar câțiva din acest oraș îl pot prelucra. Este ascuns foarte bine aici și trebuie să... Ce știi despre Verginica? Nu știu foarte multe. Mi s-a spus mai mult că o să veniți și că trebuie să-ți dau un antidot. Atât. Este tot ce știu. Ce să zic? Ok. Acum, dacă poți să aștepți două minute până mă duc să-l iau? Aștept aici, nu mă mișc. De asta nu cumva să te avă, că pleci că te-am văzut. Nu, nu, nu. Măi, acum mi-e frică să și dau antidotul ăsta, că dacă îi fac mai rău. Las vitamina C. În această geantă este antidotul de care tu ai nevoie. Ce siguranță am eu? Siguranța este că îți dau geanta și te poți uita în ea, să vezi ce este. Și că îl văd un lichid și că nu văd un lichid. Că văd un lichid, nu cred, n-am de unde să știu că e chiar antidotul. Da. O să presi. Acum tot ce poți să faci este să mergi pe încredere. Altceva... Dacă mergi pe încredere la tărgașul ăsta? Doamnă, vă rog, eu chiar am ținut foarte mult de acest antidot și chiar am încercat să-l postez foarte bine ca să nu mi-l ia alții. Dacă nu ne-l ia nou acum... Cum urma să... Da-l încoace. Uitați aici. Poftiți. Hai, mulțumim. Pentru ce? Dacă acum vă aveți ceva, puteți să-l verificați la spital. Vă zic eu că acesta este antidotul de care aveți nevoie. Nu știți nimic despre Verginica? Nu, nu, nu. Chiar nu știu. Mi se pare foarte ciudat. Știu că trebuie să vă dau acest antidot dumneavoastră. La un om, au zis ei. Damn. Hai, hai, Bibi. O zi bună. La revedere. O ziua. La sfârșit. După episod live pe Trovo? Bă. Putea face un live pe Trovo dacă vreți. În sfârșit am făcut rost, dar... Păi dacă e și ok. Ia uite-te prin el. Ia cu... Asta. Hai, dacă. Uite de acolo, deschide și vezi. Bă, sincer. Cred că e. E o sticlă aici. Opa! Bă, 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 bă! Bă, 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 ciude! Aoleu, ce e asta? Da, bă, nu mai înjura! Nu știu cine să știam. Da, nu, cred că mi-am tras încă. I-ai dat? Mă! Cred că da. Ori ne-a dat ei, ori ai dat tu. Eu văd un glonț pe luneta din spate. Nu
Băi, cred că e antidot aici, că e, sunt aici chestii, adică, cred că e. Deci. Deci acum mergem la spital, da? Mhm. Mamă, în sfârșit să mergem la PZ. Hai puțin. Păi se face bine acum? Nu știu dacă se face bine, dar... Merg de încercat. Păi și gen... când îi dăm antidotul se face bine direct? Nu știu. De unde să știu, am față de medic, Bibi? Mă, Marisele, mă. Dacă ai făcut știu de asta. Da. Am făcut medicina în timpul liber. Da. Mhm. Bibi? Da, mamă. Hai. A condus bine, nu? Bă, am ajuns în track, deci da. Răspunsul e da. Dimineața. Mamă, ăștia se bucură că trăiesc sau care-i treaba de fac asta în fața spital? Petre! Petre! Aici, pe unde? De Petre! Pă, aici era spion salonul. Da. Petre, da, ăla, am uitat, stai că am uitat valiza. Bă, ești prost. Am informații. Am informații. După aia ne mutăm, Petrovo. Nu știu, vedem. Dacă vreți, sunteți mulți care vreți, ne mutăm. Da. Domnul, două secunde, am informații, domnul. Vă pot ajuta. Ce informații ai, mă? De cum ce informații am? Am niște prieteni prin oraș, așa, un boss. N-am nevoie de informații. E ok, mersi, ciao. Doi. Montana. Nu, Petrovo, pe YouTube clar nu țin mai lung. Pe YouTube nu țin că alt. Pe episod de Marius și mi-am sfârșit să fac de episodul. Să trăiți, domnule. V-ați revenit, domne? N-am revenit. Mamă. I-am dat cu puțin apă. I-ați dat drumul la sunetul de la puls, nu? La aparat. Se aude până aici. Mamă, dai asta. Ați dat antidotul? Sper că e ce trebuie. Uitați-l. Vedeți dacă e. Sper să fie ce trebuie. Mm-hmm. Ia, puteți să dați pe mute pulsul, că oricum e bine că măcar are puls. Imediat. Petre. Mam. Păi... Bibi. Hai să... Deci, știți care e situația? Administrați și... Administrați. Probabil o să dureze, că așa e cu antidotele, nu? O să dureze ceva până își face efectul, dacă e să-și facă efectul, nu? Bibi. Așa trebuie. Bine. Așa că administrați-l cum știți dumneavoastră mai bine, sper că știți, dacă nu, caut eu pe cineva care e capabil, că m-am chinuit pentru ăla. Dar sigur e antidot, uitați-vă pe el, scrie ceva, ceva, uitați-vă și voi. Sigur, 100%. Sigur, 100%? Bine. 100%. Dacă nu e, un glonț în cap ai. Doar da. Așa, la catering. Vreau. Ce ai zis, vrei? Da. Băi copil. Vrei un glonț în cap, ai zis? Da. Hai de cap, bă, tu cum ai trecut testul de psihiatrie? Pe bune, testa de creier. Am psihiatrie, da. Cum ai trecut testul psihic? Ia zi. Ia se... Mamă, de ce lasă pe mâna asta? Să mă, băieți. Administrați, vă rog, antidotul. Vreau să văd de față cum e. Nu e Bibi, nu mai Bibi, mai striga Bibi, gata, și aici sunt. Love the Bibi. Bibi și Bibi, da. Este Bibi dacă vrea să repară spatul. Doamne, ce nebun stă. Ce doctor prost. Prepara antidotul.
Haide, băi, că suntem pe drumul cel bun! Suntem pe drumul cel bun! Dacă nu... mai e și ziua lui Sebi mâine. Vai de cap. Mamă, și mai e și ziua lui Sebi mâine. Trebuie să-i facem o surpriză cumva. Cea mea. Ia, e și ziua lui. Păi pleacă-mă de aici. What the fuck? Ziua, Sebi, Sebi. Dai drumul de aici, plete. Hai. Vezi dacă e Daria în spital. Păi n-are ce să fie Daria în spital, că l-am lăsat cu copilul, am lăsat-o cu copilul. Dacă am venit singur în spital aici... Doamne... Urât arată. Ziua! What the fuck? Pui copile. Urât arată. Andreea! Să ne pișeam. Uai, lele. Acum, cu domn. Gata? Nu mai se poate face nimic în situația asta, nu? Să sperăm că ești că vine. Pare să fie adormit acum. Aha, sau? Pare să fie spre adormire, așa. Sigur i-am dat bine ce i-am dat, da? Da, 100%. Ba, sigur. Cățești gura ta, n-am nici cea mai mică încredere în tine. De ce? Păi mea din oră mi-ai spus că vrei un glonț în cap. Păi am spus și eu așa la Sankey gen. La Sankey? Uite, îl vezi? Uh-huh. La Sankey. Îl vezi în mâna mea, da? Am și eu de alea, de probleme. Ai și tu de ăsta. Șșșș, că mă aude poliția. Să vorbesc, zici că e de la... Șșșș, că mă aude poliția, băieți, stați liniștiți. Bună. Și exact genul ăla de... Cum îl liniștit. A? Petre îl cheamă, Petre. Petrișor. Petrișor. Revinos mucos. Așa-l faci tu bine, mă, revinos mucos. Bădălei. Da, cred că să se zănescă. Trebuie zile muncă. Nu, nu o să-și revină așa de repede. Te rog eu mult, lasă-l. Dacă ai administrat cum trebuie antidotul, tu poți să ieși din sala asta. Păi, gata, am ieșit să mă arăt pe trinze, am ieșit, gata. Hai, că poate la public. Vreau. Ăsta-i masochism, mă, ăsta-i masochism de la voi. Petri. Petri. Îmi place să-și o ia aici, din bun. Mă auzi? Las. Petri. Bibi? Petri, mă auzi? Da. Petre, ești bine? Bibi? Petre, ești bine? Petre? 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 Lasă-mă să se odinească că... Bă... Petre! Ce eu zic? Stai, cred că a dormit. Sper că adormi. Nu știu, mă. Sper să fie ok atâta. Pulsul pare ok aici pe graficul ăsta, dar... Nu știu. Ce să zic. What the... Bă, tu vezi cât de retardat e... Uite cât de retardat e medicul ăsta. Uite la ce faci la radiografii, tu vezi? Uite la radiografiile astea. Ai de cap. Păi și ne ce facem? Lăsă-mă și pe Petru și plecăm. Lăsă-mă. Eu să stau cu el. Tu du-te acasă. Ce să zic. Îți fură mașina. Fură ce vrei tu. Tu eu cred că ar trebui să stau aici cu el. Că n-am încredere deloc în medicul ăsta. Știi la ce face radiografie? La degetul din mijloc, la ok. Și la asta pare ok, dar astea nu par ok. Nu par să aibă logică. Da, fine, poate așa face el radiografie. Cum e treci, bine, mă? Lasă că e... Ai, lele, stai că s-a născut. Cred că și-a revenit patul. Nu știu dacă și-a revenit sau ce s-a întâmplat, dar spără ei de acum, nu glumă. Hai, lasă-l. What the fuck? Ok. Să-l lasă să se...
liniștească un pic. Ce pot să zic? Să las să liniștească un pic. Că e atât de nebun, ce zice. Tu te duci tu acasă? Da. Stai aici? Bine, hai. Puseam un loc aici. Ne-am auzit la telefon, da? Da. Te pupa. Siopa. Da, guys, a fost nebunie mare. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Exact pe animația asta, subscribe și clopoțel dacă vreți să vedeți ce se întâmplă în următorul episod, pentru că este și ziua lui Sebi data viitoare și o să crească și o să aibă un skin nou. Și dacă vreți să vedeți nou un skin, dați pe butonul ăla de like, facem multe, 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 multe like-uri, ok? Sper să fie bine cu Petre, că n-am chef de o mormântare. Părea să fie ok, spre mai ok, dar nu înțeleg care a fost treaba cu Virginica, că mi-a făcut rău, dar în același timp m-a ajutat să fac, să rezolv răul pe care l-a creat tot ea. Eu nu înțeleg. Asta nu se pupă la mine și am nevoie de o explicație, poate din partea voastră, ce i-a făcut rău și după aceea m-a ajutat tot ea să îl fac bine. Sper că l-am făcut bine. Ce-i drept, da? Nu știu.